Mai frumos de atât nici că puteam să fiu. Astăzi trebuie să merg o dată la poliție. Nu la poliție, la taxi și impozite sau unde o trebuie să merg. Să-mi plătesc amenda. Am luat amendă ca dobitocul. Bine, a fost vina mea, deci n-a fost să zici, bă, a fost ea figurant sau nu. A fost doar vina mea, eu am fost idiot, m-au prins, vorbeam la telefon și fără centură. Vă dați seama că puteam să iau rău de tot, adică puteam să rămân fără permis, dar domnul agent a fost băiețar și mi-a dat decât 4 puncte penalizare și 290 de lei amendă și ai termin 15 zile și o plătești la jumate cum ar veni. Dar problema este alta. Băi, la taxi și impozite, unul de te duce e plin de... Acum știu că-s răutăcios de moși, bă, care... Sunt să-și plătească impozitele, bă, și stau acolo și se miră că n-au hortie, n-au și pe aia, n-au și pe aia, bă, și stai, am fost ieri de două ori și n-am putut. Deci, pur și simplu, era coada prea mare, astea acolo abia se mișcau și cocoanele alea, bă, le-a vomită, mă, când vorbesc cu tine, bă, eu n-am văzut așa ceva. Te duci la ea, bună ziua, vreau să plătești amenda. Adică spre de tot, bă, frate, n-ai cum. Zici că au cine știe câte facultăți de sunt acolo la Ghișo. Frate, tu ești acolo din banii mei, cum ar veni. Atunci stai acolo și fă treabă. Da, și dacă nu azi, atunci mâine. Dacă nu mâine, atunci poi mâine. O să merg o dată să-mi plătesc amendele, nu se mai poate așa ceva. Acum vine și cea mai importantă masa zilei, proteinele de dimineață. Eu nu prea pot să mănânc așa că mi-au proteinele. Asta îl folosesc să mai suflu nasul că... Am terminat iarăși toate șervețelele și îmi suflu gurtige, nică n-am nimic. Și nu râdeți de mine, am shaker-le, dar nu le suport, frate, nu mai suport shaker-le. Pentru că se împut și miros foarte urât, așa că mai bine eu decât de, eu îmi cumpăr foarte des apă și mereu am o sticlă de apă proaspătă. Am luat proteinele, o mai spăl de 2-3 ori în caz că nu se împute, dacă se împute o arunc și mi-au alta. Că cu shaker-le nu poți, frate, deci oricât de mult le-ai spălat, tot se împut și și-a mirosul ăla. Oh my tra-la-la. Foarte bune proteinele astea, adică na, nu e reclamă ceva, am dat bani pe ele, noroc ca autotomul. Sunt destul de ok, mie s-au părut ok, na, acum dacă aveți sugestii ce proteine să luați, eu, na. Iau 3 porțile astea pe zi, 3 cupe pe zi, una dimineața, una după sală, dimineața înainte de sală cum ar veni, una după sală și una seara când mă cam ia foamea și zic, bă, hai să nu mănânc ceva prost, să fac niște proteine. Da, ce mi-a ajuns? Dynamite Pump este un pre-workout care zic că este bun. Am luat ieri odată și se simte diferență, dar după nu știu de ce, bă, m-a tras la pat. Adică eram, după ce am fost la sală, am tras tot, am ajuns acasă, am filmat tot, aveam energie, bă, deodată. Eu n-am mai dormit ziua de foarte mult timp. Am dormit, am căzut buștean, parcă eram nedormit de două zile, nu știu de ce. Și mi s-a rășit pielea. Da? E ok. Ne facem proteinele și mergem la sală. Am luat outfit-ul de vagabond și mergem direct la sală. Ce ai cumpărat doamnei tale de 1 martie? Că este 1 martie astăzi când filmez eu, voi când vedeți este 2 martie? Îl omor pe ăsta din față cu pasatul. Ce ai cumpărat domnișoarei tale de 1 martie? Nimic! După aia trecem în auș să iau ceva. Trebuie. Păi eu am crezut că luna asta are 30 de zile, nu 28. Cum să crezi că februarie are 28? Păi nu m-am gândit că e februarie, m-am gândit că vine martie. Mergem la sală să ne facem noi mărțișorul și pe aceea mergem să luăm flori la mame, la domnișoare, la... Lectoratul a început cu yoga dimineață. Îl stresează domnul cu pasatul. Bă, dacă te duci la Vox în baga 2.82 mâncat, dă-te și cu 30 la oră. Bă, pe bune. Bă, și eu... n-are pe nimeni în față. Bă, eu nu prea mă supără trafic, dar lectoratul... Sper că nu conduci tu și nu știi cât de aiurea este, țin între trepte. Da, e a doua. E tot automată. Suntem la sală, mamă, și nu spor să fac un merg pentru că l-am pisul cu ganterele. Îmi pune presiune prea mare pe coloană. Nu știu ce să fac. Grasul aici, fii cu mine. Deci asta este problema când am umeri, când pune presiune prea mare pe coloană. Nu știu acum pe Vasile, că ne facem de râs. Da? Ia lasă mă și pe Vasile. Ia uite, în natural. 100%, doar conopii de specle și dovlecel. Atât. E greu rău de tot cu umerii ăștia, deci mă obosesc și nu-mi place, mă dor foarte rău, i-am foarte subdezvoltat. Salut, grasule! Vasile, ca de obicei, am mai progresat și noi. Mergem în aușă să cumpărăm flori la mămici. Îi cumpărăm floare lumea câtă? M-a făcut. E mămica mea și o iubesc, te-ai zis cumpăr și o floricică. Și cumpărăm și la gagici, mărțișoare. Dar ce tot te bați în piept? Ai tânecași? Nu știu, nu, îmi vine să fiu ca un viking așa. Păi da cum, după sală merge cel mai bine o pulpă de pui dezosată cu orez, salată, nu mi-am luat, că și-a luat grasul și mănânc de la el, și o cola zero. Să avem poftă. Da, și un ketchup aici desfăcut. Se vede că trăim în România. Păi nu luai eu flori lui mămicica mea? Ia uite. Dar uite ce amendat sunt eu. Hă? Uite ce amendat sunt eu. Bine, am primit și o amendă. Alta. Bă, în același loc două amenzi. Bine, asta e de aia, de la nuntă. Tot amendă e, dar e de aia, mai fără puncte. Rest,
E cea mai mare amendă. Ne-am oprit noi acum ca băieții la noi, o să bem și noi un suculeț, o cafeluță, dar să vedem cine mai vine, că băieții nu prea vor să vină astăzi. Ioan ce e să-ți ducă mașina nu știu unde, ăla acolo, ăla acolo. Cred că o să rămân doar eu cu grasul. Ce faci tu aici, gamerule? Îmi duc asta undeva. Duci pe aia undeva? Ai cumpărat și tu mărțișoarele la fete, la gajici? Nu. Nu? Păi și n-ai de gând să cumperi ceva? La gagici? Tu nu ai gagici? Hmm? Închide camera. Cum mă, iubitele tale ce fac? Nu se supără pe tine? Sau tu le-ai învățat să nu le faci cadouri? Ia-ți bă la parpandel, bă. Nu e frumos, trebuia să cumperi și tu un mărțișor. El le face. Lu mămica ta ai luat și tu o floare. Că e 1 martie, bine, ziua mămicii ce ar fi pe mărți, dar le dau de acum. Uite bă la el, să nu cumpere el o floare. Bă, o floare, bă! Nu-mi place de tine așa. Dar sigur că da, cum eu sunt un YouTuber profesionist și cum trebuie să investești în ceea ce faci. Băi, mi-am dat seama că eu făceam niște review-uri de căcat, că n-aveam și o masă, mă, o masă. Și mă duc acum repede că s-a deschis aici, acum vreo câteva luni, aproape de mine, un Leroy Merlin. Mă duc acolo să văd o masă, bă, o masă mai ca lumea, să pot, da, să fie de aia, de se pliază, știi? Și mergem acum repede până la Leroy Merlin, cum ar zice unii, ca tata Leroy Merlin. Și mergem să căutăm o masă. Dar hăt, Johnule, ce zi frumoasă. E soare afară. Nu mai am ochelari de soare, frate. Mi-am pierdut pe toți. Trebuie să cumpăr și o pereche nouă de ochelari. Ce faci, frate? Urâtă, urâtă, ești urâtă. Ia uitați ce suport de pahare mișto am. Bă, l-am prins fix culoarea trimurilor. E din Supeco. E la să-i zic bine. Bă, murdară mașina asta. Bine că e îndată să-l mânge, dar o să-i fac zilele astea. O să o duc să-i fac prin interior. Că nu prea am timp. O prin clima. Aute-lea. Sigur că da, e plin de erori, dar n-are nimic. Deci vă pot da cuvântul meu de onoare că jumătate din erorile ăștia, adică toate n-au nicio treabă. Îmi dă pe servis să-i fac servisul, dar eu i-l-am făcut, am uitat să dau alea. Centura ăla pe airbag, toate BMW-urile aproape l-au, mai ales din anul ăsta. Și pe becuri, pe becuri am unul pe marșeler, unul pe proiector, unul pe poziție, căcat. Dar n-ai. Fac, mergem repede la Leroy. Ce sunt și netuns, dar n-are nimic. Am ajuns la Leroy Merlin să-mi iau măsuță. Bine, să văd ce măsuță o să găsim. Mamă, cât a hăut pe aici, frate. Prea multe decedează pe aici. Deci trebuie neapărat să căutăm o măsuță. Deci ce bine dacă știu unde o fi pe o masă pe aici. Dar căutăm, trebuie să fie. N-am găsit nimic ce să-mi convine. De fapt nu prea aveau, aveau doar de ăștia de grădină. Și alea n-aveam ce face cu ele. Mi se pare că e pe aici un magazin de mobilier, de chestii de-astea pe aici, în apropiere. O să mă duc acolo să văd, poate, poate găsesc, dar nu credeam că n-o să găsesc în Leroy așa ceva. Dar până la urmă e o materiale de construcții, nu mobilier. Am intrat aici la fostul pic din Craiova, cei din Craiova știu, și e magazinul ăsta, Explore. N-am fost în viața mea în el, dar din câte știu, ar avea mobilă, din câte au zis. Nu știu, n-am intrat în viața mea, o să fie o premieră mondială, vă dați seama. Se pare că se cheamă țeapa asta, că aici au numai mâncare. N-au așa ceva, nu știu cine mi-a zis mie prostia asta. Aventura mea acum continuă în practică. Dacă nici în practică nu găsesc, frate, băi, dar de unde și până unde știam eu că ăștia au mobilier? Nu știu de unde aveam impresia asta, deci nu mă așteptam să găsesc alimente, frate, numai alimente. Bă, la prețuri bune, ce drept aveau prețuri bune. Am mai descoperit un lucru pe ziua de astăzi. Deci dacă nici acum n-am noroc, eu nu mai caut masă. Se pare că aici avem numai uși. Prin zona asta ar trebui să fie, dacă mai iau. Din nou, fără niciun fel de noroc. Băi, frate, am găsit doar o singură măsuță, care ea era de fapt de grădină și era din tablă și se auzea urât și nu era ce căutam eu. Aia ar fi fost cea mai ok, dar brez nimic. Aș căuta una ori din lemn, ori din ceva. Bă, frate, să pot să pun să fac și un review ca lumea, că m-am săturat. Nu știu unde să mă duc să caut, deci chiar nu știu. Stau acum și m-am uitat, sunt pe internet, sunt, dar până-ți vin acasă, până dai comandă, eu aș fi vrut acum îmi trebuie mie. Las puțin să mă gândesc. Deci, morala acestei povești este că n-am găsit nicio masă. Posibil așa ceva, o masă. Masă, frate, o masă să nu găsesc eu, că nu găsesc o masă, o măsuță, bă, ceva ușor calitativ, dar nu mare lucru, ceva acolo micuț, să pot să o ies, să o pun unde trebuie. Ia uitați cine stă în picioare, Parpandel, chiar dacă are un picior de lemn, bine, de fapt e de gips, dar merge în el, uitați. Dar cum e, mă, să ai 30 de kg după tine? Am reușit să fac rost de o masă într-un final și acum să văd cum fac să o pun, unde o să o pun, da, mă rog. Acum o să mă bag să fac videoul pentru ăsta, pentru review cum ar veni.
Am terminat și cu review-ul, acum mă apuc și editez acest vlog, uitați. Și o să vedeți mai mult despre această monstruozitate de monitor mâine și iar mâine. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like pentru mai multe vloguri. Nu uitați să-mi dați și mie follow, aveți mai jos Instagram-ul meu acolo la Bercică, să-i dați și lui follow. Ca să fim cât mai mulți urmăritori acolo, cât mai mulți prieteni, e postez poze mișto destul de des. Dacă mai doriți vloguri, de asemenea să-mi lăsați în comentarii. De obicei asta a fost o zi foarte relaxantă pentru mine, de obicei am foarte multă treabă, dar sper că atunci o să prind o zi activă să fac din nou un vlog. Ne sigur ne vedem data viitoare, pa, pa!